Prefectul județului Filonaș Chiș a avut săptămâna trecută o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Sălaj, Asociația Națională a Veteranilor de Război Filiala Sălaj, Consiliul Județean Sălaj și Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Această întâlnire a fost inițiată de prefectul județului în urma sesizărilor venite din partea președintelui Asociației Naționale a Veteranilor de Război Filiala Sălaj, colonelul Dreptate Teofil. Aceste sesizări vizează unele companii de transport care refuză accesul gratuit în mijloacele de transport în comun al veteranilor de război și a văduvelor veteranilor de război. În acest context, prefectul județului a apreciat că nu se poate refuza un drept conferit de lege, adăugând că va solicita instituțiilor abilitate să întreprindă o intervenție rapidă către operatorii de transport. În cadrul aceleași întâlniri, Maghiar Cornel, directorul executiv adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice Sălaj, a declarat că nu a existat probleme din punct de vedere al decontării tichetelor de transport. În urma întâlnirii s-a stabilit că în perioada următoare toți operatorii de transport să primească adrese elaborate în comun de către instituția prefectului, Consiliul Județean Sălaj și Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin care li se aduc la cunoștință sancțiunile prevăzute de lege pentru încredirea acestui drept. De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua controle pentru identificarea acestor cazuri și va aplica prevederile legale în vigoare.